Un incendiu de proporții a mistuit aseară o casă de pe strada spitalului din comuna Rucăr, la familia Nica. Pentru stingerea focului a fost nevoie de 3 autospeciale de la Câmpul Lung și de serviciul voluntar pentru situații de urgență Rucăr, care au intervenit cu o autospecială cu 5 voluntari. În ziua de 21 decembrie, la ora 18:32, secția pompieri Câmpul Lung a fost anunțată de izbucnirea unui incendiu în comuna Rucăr. Ne-am deplasat cu 2 autospeciale la fața locului, constatând că ardea în dezvoltare un imobil de locuit tip duplex, în care se aflau 2 locatari, destul de înaintați ca vârstă. Incendiul punea în pericol, de asemenea, 2 clădiri învecinate, 2 locuințe cu suprafețe foarte mari construite. Am intervenit alături de serviciul voluntar pentru situații de urgență din comuna Rucăr, care a ajuns în prima fază acolo, reușind să localizeze incendiul limitele găsite. Intervenția a durat peste 3 ore, fiind îngreunată, bineînțeles, de condițiile atmosferice foarte grele, de polei, de temperaturile foarte scăzute. Probabil cauza incendiului a fost dată de un coș de fum neîntreținut corespunzător și a amplasat, bineînțeles, în condiții improprii față de elementele de construcție din material combustibil. Pagube destul de însemnate, le-am evaluat noi la 25.000 de lei, salvările fiind de asemenea foarte importante. Cele 2 imobile, unul dintre imobile era în construcție, având o valoare foarte mare. S-a creat de asemenea panică,